G2A, odeszło ku ciele dwa. Ja Teletubbies, mă! Puta mă, Dumnezeu, mă! Ce fac în crizul și eu faceam? Poliția și Teletubbies, puta-vă, Dumnezeu, să vă puta pizdă! Ce e așa, mă? Ce poze asta? Caca, nu e voie, vezi că vine poliția, grăbește! Ia pățesc, mă! Ce fac, mă, Bahori? Ăla-i outfit-ul din freestyle țigănesc. București 69 foot, perfect. Service la pericul, desigur. Brrrr, skibidi bop bop bop. Credeați că scăpați din sunetul ăsta? Nu scăpați nici aici. Dacă pe mine mă bântuie, trebuie să vă bântuie și pe voi. Chiar dacă nu știți despre ce vorbesc, felicitări. Ați scăpat de data asta. Pe ceilalți, pe voi, vă prind data viitoare. Doamnelor și domnilor, este timpul pentru un nou episod din GTA Bazooka. Am rămas aici data trecută. Să scurez dacă mai avem aceeași Dacia Vișinie cu care am întrerupt ultimul episod. Ia să vedem. Am rămas aici când i-am prins pe toți, le-am făcut poze la Mike Holera, la Ryder, cum ne-au trădat. Toți s-au adunat aici și din păcate nu, Dacia nu este aici și plouă de nefute Dumnezeu. Uzi, eu am făcut un mic remodel aici, la caracter. Și să vedem acum unde e pula mea, Doda Pili. Ce? Ăla-i de salvat. N-are nicio treabă. Să vedem ce misiuni avem pe hartă. Avem dragonul roșu, dar nu merem la cumpărături. Sau să merem? Sau mai avem un B? Merem la Bahoi? Nu, merem aici la dragonul ăsta roșu. Dar cu ce vom merge? Bună ziua, domnule, te rog frumos să te dai jos de pe bicicletă. Nu, am glumit. Am zis că nu jefuim fanii bazuca. O să mergem cu această Dacie. Pentru că ne permitem. Vom da plană. Și din nou, dacă n-ar exista copyright, ascultăm niște Penny FM în pula mea, până merem noi. Nu știu ce update-uri au mai făcut Uzi. Ce melodie de căcat să-mi bat pula. E ăla care cântă puia, așa-i? O să ne oprim chiar aici. Băi, ce piesă de căcat, fă-t-o, Dumnezeu. O să o înlocuim cu Dacia Duster. Mă, dar fain arată. Acum, cum văd în joc, îmi vine să-mi o cumpăr. Șirele. Trebuie un radio puia. Uzi, te rog, facem o cerere oficială în intermediul acestui clip. Și cred că și oamenii vor, ziceți voi că nu. Un radio cu top hituri puia. Nici nu l-am văzut pe ăla. No, nici pe ăsta. Pe ăsta l-am văzut, dar am intrat intenționat în el. Ia pe ăsta, are smart capodoperă. Cum se numește aia, mă, porbagaj. E foarte greu, eu cred că sunt dement și în câțiva ani nu o să mai exist. Dar nu e problemă. București 19 TZJ. Nu știm la ce se referă, dar nici nu vrem. Facem aici așa prima la dreapta. Toți nebuni ăștia au ieșit să plimbe cu motoretele. Nu știu ce, tot parcă îngheață cât e un frame din când în când și mă stresează. Ia mitic cu taximetristul. Ia taximetristul. E Skoda. Ok. Cred că se poate ajunge și pe aici, dacă nu mă înșoală memoria mea, așa-i? Bagă bani. Uftim, ce-a ajuns creierul meu. Ultimii mei neuroni cântă puia. Și aici e școală de condus, așa-i? Dar nu merem noi pe acolo, nu suntem noi așa debili. Conducem fără permis. Să nu faceți asta. Ia Teletubbies-ul, fută, bă, Dumnezeu să vă fută. Poliția la un semafor mai încolo. Nicio problemă. Și am ajuns, prieteni. Am ajuns la garaj. Credeți-mă că eu nu mai știu ce misiuni îs, dar vom salva mai întâi. Ia, Vasile Traian. Ce pula mea? Uite-l, mă, pe tooling eu. Uite cum fac ochelarii. Zboră muile așa din ochelarii. Oh, yeah? Well, look, Woolsey, I need to get some info from you, man. What exactly do you boys want to know? Who are these putas, Holmes? Cine e, mă, Vasile Traian? Why don't you go take a look? Alt personaj pe care l-am creat și l-am uitat. They're a local syndicate. They're pretty big time, I think. Don't have any dealings with them. We don't touch them. Why is that? Now, this guy runs things. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. And who's that guy? That's GCB. Ah, yeah, he's the biggest pimp in town. He helps set up the deals. Ăsta a fost, mă, în mașină, episodul trecut, cu Ryder. Bătrânul cum place să fut.
Oh, Jizzy. Jizzy runs the Pleasure Domes Club in that old fortress under the Gap Bridge. Deci mereu să-l vizităm. Hey, good looking out, Woozy. No problem. Don't be a stranger. Eu cu pantofii de Lidl. Bă, deci... ce-am vrut să zic? Nu mai știu. Chiar sprăjit. Merem cu Duster-ul, mă, că e mai fain. Gotu Vasile Traian's Club. Hai să merem atunci. Acolo e... Uai de pula mea. Deci, credeți-mă, harta asta încă îmi provoacă nostalgie. Ia, cine pula mea e asta? Mine Sato Arigato. Ca, ca, ca. Hai să nu. Ok. Ce-a fost asta? Nu o să știm niciodată. Dar nici nu vreau să mă mai gândesc. Trăjeți-vă, dădeți-vă că vine nebunul. Ce pula mea? Cine e asta? Asta e din Deusex? Nu știm. Doamne ferească. Deci mergem la Vasile Traian, la Vasile Traian în club. Să vedem ce pula mea probleme mai putem avea și cu el. Deci atât de întortocheată e povestea în capul meu. Că nici nu mai știu cine era în, în ala original. În jocul original era T-Bone ăsta, mă? Sau nu? Era ceva pimp, dar nu mai știu. Bănuiesc că acum o să trebuiască să trăiesc cu Vasile Traian în cap pentru restul vieții. Era să mă facă poliția să calc un om, să-mi bag pula. Ia, putem coboră direct pe aici? Nu putem, că e ceva gard. Apoi atunci merem. Tot îmi dă freezer de câte o secundă și mă disperă mine să bag pumnul cu un monitor să mănânc sticlă. Tot e dracului de avocat. Așa, și aici. Asta e clubul cu care îl țineam eu. Direct în fața mașinii o sărit. Fută-mă, Dumnezeu. Conduc bine, așa-i? Ce pula mea, asta e Romanian Final Boss? Nu-mi da drumul, ia-mă de pulă. Ia, mă, avem animații noi, de moarte. Nice. Numai $5, cât au avut la el, Romanian Final Boss? Las că ne mai întâlnim noi cu el. Vasile Traian, nu, hai să-l vedem. Pura și pizza și foaiele sunt cele mai tari. Și organe, dar organe genitale din. Și vreau să put și eu. Să mă simt bine. Now who's this trick? I don't need no more friends, baby. All they try to do is peel me from my hole. No, no, it ain't about them. Momentul it's asta. All about you, player. I heard you was the man with the hookup. You was the man I needed to see. I'm offering my services. Yeah. Say what? Yes, sir. See, I'm new in town. Anything you want, I can do. Yeah, să vedem. Acum lucrăm pentru Vasile Traian, like aparent. To work with... To work for a guy like Jizzy B? Vreau să fut, îmi place mult să fut. E singura manifestare care e umană și ea trebuie cu adevărat revendicată și de mine. Mi-au trecut ani și de-abia acum mi-am dat seama că pula și pizda sunt cele mai importante organe, mai tare decât ministrul justiției. Așa. Am zis că High on Life e un joc amuzant, dar GTA v-a zis că e aici, High on Life e aici. Senectuții, înțelepciunea mea nu depășește organul genital. Ah, eu am okay. Capul, cap de pula. Aha, am înțeles. Dacă mi se scoale pula, gândesc, vreau pizdă. Aha. Vreau între țâțe, vreau un anus să o bag. Voi fute mai mult ca oricând. No problem. You're my player partner now, Jizzy. Ok, am înțeles mult din dialogul ăsta și știu ce am de făcut. Doamne, trebuie să-i luăm curvele lui ăsta. Did a pretty young my car. Drop her off at the hotel downtown. Use my car phone and give me a ring-a-ding when you're done. Bun. And watch the rims, deci facem Uber pentru curve acum. Like ai, ai, intră în mașina de cocalar. Drop the hole downtown. Hai să vedem. Unde e asta? Unde e, mă? Unde dracu trebuie să o lăsăm pe curvă? Ah, n-avem punct. De ce cântă Dani Mocanu? Canalul cu canalul cu armură. User tracks. Am băgat eu ceva? Stai, să spartem asta. Nu, asta e ceva clip mai vechi de-a meu. Doar n-am alea la documente. Sau mai știi? Acum a fost și clipul ăla cu
hardul extern ce l-am găsit, cine dracu mai poate ști. So long, so wide. Insane stunt bonus, un leu, 18 lei mi-a dat, de fapt. Am ratat aia, trebuia să fac stânga acolo, dar nu e nicio problemă. Merem pe aici, dădeți-vă că vine șeful. Deci, radio puia și să sperăm că nu ne dă puia copyright. Ce ziceți? Se află un criminal pe drum. Hai de pula mea. Polițistul ăla nu a reacționat nimica. Cu plăcere. Hey Jizzy, it's Carl. I just dropped off your girl. Acum am pune să merg pe alta. Got a little errand for you to run before you deal with that problem I was just talking about. Some young buck thinks he's a player been trying to peel my hoes over in Hatchback. Now one of my girls over there just eyeballed the pump. I want you to get your ass over there and ice that pretender. Desigur. Nu va fi greu. With Danny Mocanu in Hatchbury. Te-ai dus în pulă, Danny Mocanu. Scrieți dacă eu fac și skin. Dar nu ne arată aici unde e, așa-i? Ba da, mă, ne arată. Bun, să ne punem și noi aici și aia. 900 de metri în 2 minute, îi facem, cum să nu. Și dacă fugeam pe jos cu spatele legat la mâini. Tot timpul când joc GTA Bazooka, parcă sufăr de 10 ori mai tare de ADHD decât de obicei. Mă gândesc la prea multe chestii deodată și nu pot să mă concentrez pe niciuna. Cred că ultima oară rămăsesem la oare are skin Danny Mocanu. Vom vedea. Și dacă are, n-o să aibă pentru mult timp. Unde-i Danny Mocanu? Are skin, care? Are skin! Fuge! Bam! Sper că pică invers. Nu! No! Ce vreau să-i vedem? Ba da, uite că vedem. Rip! Struș! Și din mașină? Sunt fan bazuca cu cadavrul lui Danny Mocanu. Și, a, poliția, n-a văzut nimica. Roberto cântă de nu mai poate. Sau? Asta-i de thumbnail, păi. A, nu, aia e o problemă în spate ceva. Nu s-a întâmplat nimic aici. N-am împușcat un om în cap și după aia m-am urcat pe mașină și mă opresc. Mă uitat în spate, polițistul. Și ălălalt, a intrat în spate. A, mi s-a părut. Hai că am aflat. Safe Vasile Traian's girl. Ho. Ho, 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 yes, yes, yes. Abia aștept să uit că există sunetul ăla. Teletubiul ăla era mai mic sau mi s-a părut mie? Ar trebui să intru într-un strip din ala ca lumea mea. Și să termin jocul ăsta odată. Dar-mi place, mă, ce o să mai însemne de viața mea după ce termin ăsta? Nu o să mai am, așa mai am avut o scuză să mai joc GTA San Andreas încă o dată. Dar după, ce scuză o să mai am? Ce? Și-o fugit. Cine e ăsta? Darth Vader în plan? Sunt doi Darth Vader. Nu, o bate pe curvă. O muri curva? Nu. Mașina misterilor. Get back into the pink mobile. Haide. A, ea nu vine. Mr. Jizzy, it's CJ. You the bad luck charm, Flucky. Ia curva. Nu cred că are carnet. Sau creier. Sau poate fugea de fantomă. You get your ass back to the hotel and you make an example out of all of them. Desigur. Domnule Vasile Traian, mă voi ocupa chiar acum de problema dumneavoastră. Get to the hotel in downtown. Ah, voi vedeți că eu muie aici. Ia să vedem. Cine s-a bătut? Au! Am zis eu după ce am lovit oamenii cu mașina. Să vedem cine a bătut curvele domnului Traian. Uai! Îmi place când îi obligă să merem cu mașina asta. De Snoop Dogg. Dacă tot merem cu contrasens. Nu a văzut nimeni nimica. Poliția? Nimic. Hai că luăm pacif. Bă, închis! A, că podul ăsta duce spre Las Venturas. Curaj ce ne așteaptă acolo, în afară de tooling eu și casinoul său. Poate că Moș Crăciun și prietenii săi, ai de pula mea, mai călcat unul. Banii am o grămadă, tot am zis mă, că fac o vizită la magazin și îmi schimb hainele și chiar vom face după misiunea asta. Că mi-a zis Uzi că o scos animațiile alea de căcat, uite, fix aici o să merem. În care intră și iese și alea erau faine pentru 2006, dar amu. Ia! Cine pula mea asta? Traian Băsescu?
căzut, a căzut Băsescu. The Lord sent me to save your threadbare soul, harlot. Get in the car and remove your filthy vestments so I may better gaze upon thy corruption. Desigur, părinte. Get us out of here before the devil's right hand slashes the poor girl from salvation. Right away, your evangelical holiness. Take out the preacher and his protection. Desigur, mai întâi his protection se vor duce în pulă. Ui, ciotuna! Să-mi va pula! Și asta, trebuie să urmărăm și pe asta, dar are curva. La bord. Păga mea și pula. Deci că sunt crazy taxi. Și acum? O să moară și curva, bănuiesc. Dar asta este. Mă, dar ce mere limuzina aia, fă-te-o Dumnezeu! Mai bine luam un motor, dar nu, că trebuie să fac misiunea din mașina asta, apare. Hai odată! Baby, hai! Hai odată, ce mai stai? Dar nu pot să-l prind, mă! Fută-l, Dumnezeu! Amu, amu! Hai, fută-te, Dumnezeu! Mașina asta nu trage la gheal. Dar nici a lui. A lui e mai proastă, că e limuzină. Hai, de hai, urcă, trage! Trage, hai în dreptul lui! Eu nu pot să cred. Du-te odată! Nu intră softul arabesc. Care, ce beric v-a lucrat aici? Hai, acum, acum îl pute Dumnezeu! Ba nu, văd că nu! Hai, tramaiul! Tramaiul din București! Unde, mă? Pe unde pula mea a intrat, mă? O trebuie să pun o secundă pauză, că mi-a sunat iar telefonul. Trebuie să-l pun pe dân în dâdia mă când mai... Nu. Acum, mission failed. The pimp mobil was destroyed. Văd că nu. Hai, mă. Bă, ați văzut că e blindată limuzina aia, mă. Fă-o Dumnezeu cât am tras în ea. Haide. Fă-te că e Dumnezeu, hai. Eu nu pot să cred că-l urmăresc pe ăsta 4.000 de ore. Zim că ajunge la ceva biserică și se dă jos și așa era scriptat. Că eu nu mai țin mintea. Oh. Ia pe unde mea? Ia, da, gata! Nu! Și acum mission failed, you destroy the pimp mobil. Doamnelor și domnilor, am un alt plan de data aceasta. De data aceasta, o să-l focusez pe preot prima oară. Hai să vedem. Cum? Cum? Îmi spune și mie cineva? Ai de pula mea! Bă, dar asta da security. Ai de morții mei. Asta da. O să merem pe aici. Tragem de aici. De ce ți-o am pula mea? Iar acum tu, căcatul pulii mele. Nice! Bine, mă! Bine, poliția! Uai, credeam că tun din nou. O trebuie să fac din nou toată misiunea înapoi. Pe voi nu v-am trecut prin chinul ăsta, dar eu o trebuit. De înțeles. Understandable, have a nice day. 3.000 de lei! Așa da! Salvăm repede! Ah, lol, dacă salvăm, scăpăm și de poliție, aparent. Am descoperit, nu-i hack. Uite aici, o să mergem la cel mai apropiat magazin de haine și o să ne cumpărăm haine de toți banii. Avem 130.000 de lei. Hai de pula mea, na? Vom vedea ce haine ne luăm. Mai mult de 100 de lei nu dau un hanorac. Hai să vedem. Parcă... Care magazin e asta? Zip? Hai să vedem ce găsim. Sună telefoanele ca dracii. Alo? Hey Carl, it's Woozy. Hey, if you got some time, I'd like for you to come over so we can talk about something. Yeah, for sure. Desigur. Where you at? I own a little betting shop in Chinatown. Just come round and introduce yourself. My people will be expecting a visit. It's a plan, man. Later. Merem la tuning eu după asta. Cred că era, era Velma, am văzut numai așa o fracțiune de secundă. Un ceva cap gigantic merea pe stradă, m-am speriat. Nu mai s-o de... Ia!
Eu eram Velma din mână cu cineva și Velma așa ce-i magazin. Taci în pizda, măti. Este timpul să ne mai schimbăm și în hainele. Ia NASA hoodie. 65 de lei, frumos. 20 CM Records. Frumos. GTA Bazooka. 10 lei. Perfect. Dar hai să le vedem și pe restul. Scutate cardiașele și cu toate bolele. Ok, Toad from Mario, asta l-am avut, foarte fine. We're all mad here, alt tricou pe care l-am avut. Tricou cu Kylo Ren. Sunt țari intergalactici, ăsta îl purtăm. ODB. I love dubstep, tricou meu ăla vechi, doamne. Ok, Nefarious, mamă. Ok, cel mai frumos de aici sunt țari intergalactici. Sau ăla cu GTA Bazooka, dar îl purtăm pe ăsta. Representing. Ok, legs. Beige, blue, astea tătiesc la fel, ți-l de lăsăm așa. Shoes, grey boots. Astea nu știu, nu schimbați, rămânem cu Adidas și Lidl, nu se compară. Dar mai sunt mai multe, trebuie să verificăm și alte magazine. Nu neapărat acum. Leaf chain, nu. Gold. Oh. Ăsta îl punem. Shades. Nu. Lasă ochelarii ăștia înapoi. Ce ăsta arată blană, mă? Du-te, mă, în pula mea. Ok, o să-i purtăm pe ăștia un pic. Kamikaze hat. Căciula lui Eminem. Adică a mea. Căciula bazuca. 20 de lei. De-ar fi așa și pe sop. Șapca mea cu O snap. Sau O snap numai pus invers. Hai mă, coțiem pe asta. Deci că suntem notorios, B.I.G. Să-mi bag pula. Altfel, drip nou. Să-mi bag pula. Na bun. Și atunci vă provoc să mergem. Nu mai merg pe la Vasile Traian, că mi-e frică de el. Bahoi, Vasile Traian, dar n-o zis Tulinghiu. Ah, uite-l mă, aici. Hai să mergem la Tulinghiu. Fereastră bunul Dumnezeu. Nu mi-am cumpărat, cred că nici o casă, așa e? Dar nici n-am nevoie, că pot salva din F4. Asta vedem. Ia. Clanul interdimensional. Ia să vedem ce-i pacii. Aici fură banii de la bătrân Tulinghiu. Easy, man. I'm here to see Woos. Oh. Upstairs. Stupid ass motherfucker. Frumos dialog. Ia, altfel arățăm, bag pula. I'm Johnson. I'm here to see Woozy. I work with him. Yes, right this way. You know of the boss's curse? Curse? Nah. He blown. He's blind. Blind? We just raced the cars last week. Yes, I know. Tulinghiu-i orb. He's blessed with unbelievable good fortune. And the triad that would do anything for him? Una da blessed him să fie blond. Our lucky mole. I keep that mom. Good. Na bun. Ia. Cu piesa lui pe fundal. Puta-te, Dumnezeu, vel, mă curvești. Hey, what's happening, Woozy? You know, how you doing? Straight to the facts. I can't use your help unless I'm open with you about who I am and what I do. Let me reintroduce myself. Tulinghiu, vânător din dimensiunea a patra. Nice to meet you. Deci Tuling... nu știe despre ce este vorba. Am venit după un instrument interdimensional. Din greșeală a ajuns la dimensiunea mea și eu trebuie să o recuperez, să o duc în dimensiunea mea, care este dimensiunea 4, tu stai în dimensiunea 1. Where I come in at? Trebuie să înțelegi importanța clamei nucleare a zăpezilor. Trebuie să-mi înapoiesc clama, că am nevoie de ea pentru dimensiunea mea. În dimensiunea ta nu prea contează, pentru că voi nu aveți nevoie de instrumente interdimensionale. Alright, I'll ride with you. Bă, cât de bine să arăți în papula. Ce-i nou ăla? Stă un pic cam așa, cam prea o intrat la apă, dar... We'll need a ride. Mine's getting some body. Ok, și vă dați seama că nu știm ce avem de făcut. La fel, din dialogul ăsta, dar ce contează? Take Tulinghiu to the Tong meeting. Tonga bonga. Haide, vino Tulinghiu aici. I'm fat, but I ain't useless.
Asta e tădia lui, așa e, din clanul lui, nu o să se supere, speră. Nu, n-are nicio treabă. Au, un nou bazooka, bazooka, record pe radio. Okay, so what's all this talk of biz? Some small time Vietnamese game. La fix o intra piesa. We're not sure why they're gaining any courage now, but nervous about the situation. Bă, nu m-am auzit girofarul și din... Come on, it's this way. I'll take this... Tolinio! Damn it! Bă, Tolinio! Ești mort, măcați, ești pula ta! Asta e orb. Trai de pula mea! Eu sunt urmărit de poliție, pacimă, tu ce dracu faci? Hai, lăsați-mă în pace! Cam treabă, aici nu o să mă găsească. Să-mi fac pula. Bun, 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 bun. Vedeți? Eu nu joc cu coduri. Este nașpa să joci cu coduri. Haide, Tooling, eu. Uai, ce am obosit. Tata zis că merg la sală și ia că mă duc la binge să mănânc un langoș. Ia, Tooling, eu. Deci, ce s-a întâmplat? Poliția, futu-vă în gât. Ia. Ah, we're here. This way. Căutăm clama zăpezilor nucleare, deci am uitat. Strange, this gate is usually locked. Stick close. Oh, man. Woolsey. What's got you so spooked? Oh, sorry. Didn't see you lying down there. He's dead. They all are. The blood feathers wiped out? Die low. Forgive me. I was too scared to fight, so I hid. Enough. What happened here? Vietnamese surprised us. Cut us all down. Yeah. Shit! Here they come again! Mamă, ce blană e mașina asta, trebuie să o fur după. Dacă ziceam, trebuie să o fut după, la cât de prăjită. Așa, măcar poliția nimic. Nimeni nimic. N-au văzut absolut nimic a poliția. Da, acum văd cu văzut. Dar ăla cred că era... Tu nu ești polițist. Alo. Hai că încercăm să le dăm un tap la fiecare. N-a reușit. Dar uite ce am reușit. Uai, mamă. Cred că e mai fain modul ăsta de fund decât remake-ul de la Rockstar. Nu o să mă ating de chestiile alea în viața mea. Prefer să-mi amintesc jocurile așa bune. Și acum ce? Tooling, eu. Ajută-mă, prietene. Sper să nu iau foc. Asta. Am înțeles. Să-mi bag pula. Oh, îmi trebuie și mie niște arme mai bune, mă. Ui, ce sniper bullet? Mă, dar pușcă-i, mă, că mor, mă! 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 Nu jucăm cu coduri? Mă, da, mă, dăuniez, mă, nu știți cu cine m-ați pus. Ia, poză, înainte să mori, puta, că e Dumnezeu cu katana, dau în tine. Mori odată-n pula mea, mă! Așa, bun, mulțumesc. Iar acum... Voi ați văzut la ce distanță am fost de a muri. Noroc că am fost pe fază și skill-ul meu și reacțiile mele au fost... Și fără health pick-up-ul ăla, doamne, deci noroc cu health pick-up-ul ăla că l-am găsit pe jos acolo, că altfel muream. Doamne. Na, și pot să merg, eram în aer. Ok, i-a lovit tramvaiul 2 pe ăștia. Ne urmărește și poliția. Uai, ce blană așa. You have Tooling, you're behind. Ah. Eu l-am uitat pe Tooling, eu acolo și atrag cu armele în el. Tooling, eu, să știi că doar am vrut să te testez, să văd dacă ai fi venit cu mine. Hai, urcă, urcă, că ne arestează ăștia, mă! Urcă, mă! Mă, era să fiu arestat, hai de Tooling, eu! Hai, bun, 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 așa, 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 da! Și acum fugim! Pe unde o luăm? Ia poliția! Am pornit radarul pentru aia care... Nu mai e piesa aia. Nu. Merg, ne întoarcem și omorăm pe aia, dacă am reușit să scăpăm și de poliție. Dacă nu, vină și SWAT-ul după noi. Fută-l Dumnezeu să-l fută de poliție. Hai că merg să-i o dăm un pizdă la asta. Da, muriți mă odată! Așa, dă-le, dă-le, Tooling-o! Dă-le, gata, s-a întors, cred că. Bun, mă, bun, bun, bun. Gata, îl dropăm pe Tooling-o acasă. Ok, let's get back to my class. Desigur, aici la clanul interdimensional. Poliția a uitat. O zis, unde s-au dus oamenii ăștia? Hai, vă să mergem și până la Bahoi, totuși.
Nu mă, îmi bag pula. Misiunile alea erau groaznice de la ăsta. O să le facem, dar nu acum. Hai că mai merem o tură la Tulinghio. Ranvali. Hey, Woozy, my man. What's going down? Hey, CJ. Nu i-am mai văzut de mult. Let me introduce you to Shuk Fu. Ranvali. O să țin minte numele ăsta. Gecko Tang on the West Coast. How you doing? Ah, și eu la fel. Ah Kong has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Bloodfeather Triad. Nici dacă ar fi vrut, nu cred că mai avea cuvinte pentru Tulinghio. The Shifu would like to play. Din alea 1060 de episoade care au apărut interdimensional. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. He is Triad, a mountain boy? No. A personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Da Nang boys. Okay. Thanks for your support. Mi-am dat phase out? Sau nici voi n-ați înțeles ce avem de făcut? Pick up the car from the airport. Car park. Okay. Hai să vedem. Aici. Au, e să mai du-te în pula mea. Începem, ar trei și. Uite, Matt. Asta e unul dintre băieții care au lucrat la GTA Bazooka. Bănuiesc că de-aia o soare din Iași, băiatul. Parcă o să-i scrie de pe lângă Constanța, de pe undeva, sau ceva așa. Ia, Gordon Freeman. Mi s-o păr că la un moment dat l-am văzut pe Cristian Tudor Popescu pe stradă, nu mai știu. Și vorbea, merea pe stradă și avea ceva monolog. Dar nu filmasem că am reluat misiunea aia când a murit. Dar dacă îl mai vedem, eu eram îmbrăcat ca Steve Jobs în pula mea. Deci dacă mai văd unul din ăla, ne oprim. Să-l ascultăm ce dracu are de zis. Salutări, prietene! Văd că ai mort și bazucă. Hai că am ajuns aici. Nu mai țin minte misiunea asta. Stai să vedem. Zice să înconjurăm. Nu mă, trebuie să ajungem jos. Ah, pe aici, pe aici, bine, bine. Get the car. Care? Get the car. O vedea, bănuiesc. Dădeți-vă. Să-mi fac pula. Și-a ciudat e să merg prin tunelul ăsta. Nu a fost din mult. Shamu? Aici era? Da. Aaa, mașina asta care are două fețe, mă. Aveam neon înăuntru sau mi s-a părut? Nu, avem neon. It's an ambush. The Da Nang boys are covering the exits. Hoppa! Fută-mă, Dumnezeu, și eu cu mașina asta cu handling de ea trebuie să scap. Uite-te unde trebuie să ajung, mă. Unde-s? Unde-s? Mașina asta eu trebuie... Unde? Pula mea trebuie să eu duc. Acolo, în port. Stai că fugim. Fugim ca vântul și ca gindul. Ia, fută-i Dumnezeu. Da? Faceți voi ambuscada, așa-i? Tă-te Dumnezeu, te fută. Cu mașina mătii. Na, tă-te Dumnezeu. Dacă nu faci loc, îmi fac eu. Codrin 2022. Și iară poliția. Și acum îi foc pe acolo și nu mai pot să merg pe acolo. Bă, cât de deșteptă-s. Ia că tăi, mă, cât să-s. Fută-i Dumnezeu, că de păstă tot apar. Ăsta e horror, mă. Mai este și pacii. Hai de pula mea. O fost destul de horror, n-am să vă mint acolo. You won't get far, o zis, după ce l-am lovit cu mașina și-a murit. Alea au fost cuvintele lui post-mortem. Hai de pula mea. Bă, dar mă întorce când trage, mă, în mine. Bun, 2 km, ce ziceți, reușim? Mi-e frică un pic, vă zic sincer, cu mașina asta, câta vă Dumnezeu? Dacă iau prea mult damage, mă opresc și omor. Dacă nu, hai să mergem pe contrasens, să sperăm că e prost iaiul. Atâta reușit să mergem pe contrasens. Uite, nu, 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 nu,
luptă, bă, Dumnezeu! Bun, s-a răsturnat! Dă-i pedală! Dă-i pedală! Un pic îmi provoacă un stroke când mă uit la chestia asta și văd că scurt fața și când mă uit cu spatele, stă cu fața. Mă! Tăte, Dumnezeu! Sigur era cu lujana ăla. Avea tace electrică. Uai de pula mea! Mă! A, bun, și acum le-am dat o șansă să mă prindă. Nu, că i-a spus proștia, s-au lovit de clădire și au murit. Păi ați văzut că au dispărut de pe hartă. Ce pula mea, să zic eu atunci. Ia, fută, Dumnezeu, cum a venit nebunul. The madman from the cornfield. stai că vine, hai, terminată misiunea. Pune mașina aici. Mașina cu două fețe. Fută, Dumnezeu, de ipocrită. Gata, 6.000 de lei, așa da, n-am să vă mint, să salvăm repede asta de sus, să știu că a fost. Am salvat, nu? Run fali, da, bun. Ia uite, restaurantul nu mai avem. O să scot punctul ăsta, că știu că o să mă enerveze data viitoare când intru și l-am. Și de data viitoare o să avem de ales între unde mergem. Ia să vedem. Nu mai avem. Cine e asta? Ce pula mea, cine e asta? Colegul meu, George, din 5-8, de unde ești tu, Uzi? Nu, mă speram că să am pulan să-l văd pe Cristian Tudor Popescu pe aici, dar văd că nu. Sigur o fi la birou. Să vezi că era un singur NPC și l-am ratat. Și nu o să-l mai prind niciodată acum. Nu știu, ceva bodyguard. Ia, mai are animația aia de tăiat gâtul pe la spate. Nu, nu mai are. Sau trebuia eu să... trebuia să dau cu stealth-ul, parcă, ia? Nu, nu mai știu să fac. Să-mi bag pula. Na, doamnelor și domnilor, hai să luăm tramvaiul. Parcă numai n-aș mai ieși. Sună telefoanele ca dracii, nu pot ieși din clip încă. Da, tu erai cu de... scuze, din greșeală te-am zis. Nu, hai că chiar o să termin episodul aici, doamnelor și domnilor. O să-l găsim pe Cristian Tudor Popescu și nu o să uit de misiunea mea. Chiar dacă terminăm tot jocul și facem toate misiunile, nu la endgame. Endgame-ul e să ne întoarcem în primul oraș, să-l omorâm pe șef Scărlătescu. V-am pupat, sper că v-a plăcut. Și ne vedem desigur data viitoare. Pornit radarul pentru aia care stau degeaba. Faci exact cum spunem sau te tragem pe dreapta. Nino, 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 Nino. Ridicați mâinile în aer, aici nu ne facem lava. Pornit radarul pentru aia care...